Sa trestě hoší, bylo si rovnou vypisovat česká na lidku FIFA. A se s vám ale ta osada tu Jumpmik Pack Opening, care vreau să-l fac pe FIFA, nu-i prea mare, un pack opening. Mic deschid acum, am 29 de puncte exchange și acum hai să vedem ce ne pică. Ok. Deci 29 după ce vedeți aici lângă bani. Și o să mai luăm 1. Deci să știți că mai luăm 1. Hai să deschidem. Că luăm și punctul. Să știți. Deschidem. Și... de la Franța. Mbappé, băieți! Mbappé de la Franța. Băieți, Mbappé de la Franța mi-a căzut. Forță. Mai avem un jucător. Jucătorul e la națională. Deci, Mbappé de... Hei. 91 Mbappé. Să vedem dacă putem să îi facem un upgrade. Dacă nu putem, să vedem dacă putem. Facem un upgrade la Mbappé. Hai să vedem ce are. 96 dribbling. Bine, băiat. Bine. Nu putem. Punem plus și nu putem. Nu putem. Îl facem pe Mbappé. Ideea o să scoatem de acolo pe Kylian Mbappé. Ăsta rămâne aici. De aici am. De aici. Și îl punem pe Corluca. Ok. 88 overa. Nu. Facem așa, aici îl băgăm pe... Deci din nou facem aceeași prostie. Nu știu de ce facem aceeași prostie. Deci avem pe Kylian Mbappé. Frumos, mi-a picat Mbappé. Super bine. Uite, linia așa dreaptă și 92 Messi. Și acum mergem la națională să vedem ce jucători de la națională ne pică nouă. Da? La Franța, dacă îmi pică de nou Mbappé. Așa, avem punctul acesta, da? Deja avem pregătit punctul. Să deschidem. Dembele, băieți! Dembele! Dembele! Avem parte de Dembele în acest videoclip, chiar e super. Și mai ne trebuie un punct. Și ăla o să-l facem mai târziu. Sau, poate, a durat ceva să facem. Poate facem bani și luăm altul. 88 erau direct la Franța. Și astăzi mai fac un videoclip când îl dăm pe Kimbepe. Schimbăm formația, să fie Dembele pe poziția lui. Uite, asta. Și scoatem pe Kimbepe. Și vedem ce avem parte, de cine avem parte la Peco acela. De la Peco acela putem să îl câștigăm pe... Cine putem să-l câștigăm? Pe Griezmann. Că... Aia care sunt cei mai bine. Bun. De acolo. Kylian Mbappé. Vedem cât are ăsta la dribbling. Are 98 dribbling. Foarte bune Dembele, bă. Deci ne-a picat. Un mic pack opening. Da. Și hai să... Și o să luăm de aici un mesaj de la celălalt. Eu chiar vreau să-mi pice cineva bun de la Franța. Mie mi-a picat de vreo două ori Kimbepe. Chiar nu suport. Am zis, bă, îmi pică un mare Griezmann. Și mi-a picat Kimbepe din nou.
câștig, da. Când o să strângem acești bani, da, când o să strângem acești bani, eu o să mai fac un videoclip cu FIFA. Și, da, hai să intrăm la market, eu am ceva la market pe lista mea de transferuri, nu aici, avem pe pagina cealaltă. Și aici hai să dăm pe cineva. Costil, caut pe Costil cât costă, pentru că e cam greu. Să vedem, el nu știm, eu nu știu cât costă ăla. Mai caut un jucător de la Franța, dacă îmi dă unii buni. Să-i vind, chiar ar fi super bun. Băgăm aici de la națiunea Franța, care a câștigat cupa. Poziție, să fie că G și ST. Și quality, Eli și Gold. Ca postare Eli și Gold. Giro. N-avem bani de Giro. Are ora. La cazet. La cazet. Trebuie să avem bani de la cazet. Loris, cel care și-a primit cel mai frumos gol de la națională. N-avem bani pentru Mandada, că l-am pe Mandada. Acum scoatem Elite, că văd că îmi dorm toți jucătorii de la Elite. Pac, GK, quality, gold. Că Costile e de gold, din câte știu eu, e de gold. Areola. Costil vreo 55.000. 50.000 e bine. Și luăm pe Areola și băgăm în echipă. Nu. Aparent luăm pe Areola. Avem bani de Areola. Și putem să-l băgăm în echipă dacă e mai bun decât. Să vedem. Nu cred că e. Cred că e mai mic decât Costil. Cred că el băgam pe Areola direct. Da, e la fel. E la fel, băieților. Băgăm pe Areola. Ce ziceți? Areola sau... Scrieți în comentarii, Areola sau Costil? Ziceți în comentarii, Areola sau Costil? Ok? Da? Scrieți în comentarii, Areola sau Costil? Și da, și aici la matchups mi-a picat un mexican. Mi-a picat aici. De ce? N-am vrut eu să-mi pice. Eu chiar am vrut să-mi pice marele jucător de la Franța, da. Ok, deci ați văzut, mi-a căzut Kylian Mbappé și marele Dembele. Da, să nu zicem că nu-l aveam. Kylian Mbappé, chiar îl avem pe Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, băieților. Și hai să vă arăt, l-am câștigat pe Manolas. Da-ți-l. Și vreau să-l vând cu 6.000. Dacă nu pot să-l vând cu 6.000, îl vând cu 400.000. Da? Deci, cam atât cu acest episod. Ne revedem, dar uitare, pa, pa!